Da. Sunteți de acord cu înregistrarea? Perfect. Și trebuie să fac ceva, să spun ok sau ceva? Să spui, să dai ok sau, mă rog, să apeși butonul ăla, că presupun că ai un nou cu un buton. Da. Perfect. Uite, între timp se adună și Diana de la Chișinău, pentru că nu e așa. Trebuie ce-i plecat de acolo. Da, avem cititori peste tot, slavă Domnului. Tu Diana, conduci? deschideți? Nu, Păi măcar atâta. salut și eu. Deci Diana ne salută din autobuz. Ce tare ești! Foarte tare. Hai să mai stăm un minuțel, două, până mai vine cineva. Sau, uite, pot să vă povestesc eu că e pentru prima oară când am avut un book club cu backup. De fapt, o propunere cu backup. Pentru că văzusem că iese cartea ta, Ioana. Doar că nu știam exact când o să fie gata și eu trebuia să respect acel 15 aprilie în care trebuia să anunț următorul titlu. Și ar fi fost problema asta, logistică. Știi, oamenii să aibă timp să comande cartea, să o și citească până la întâlnirea cu tine. Nu știam dacă suntem în timp sau nu, așa că primul meu gând a fost să pun în provocare tot ce am promis tatălui meu, adică prima ta carte, pe care eu am citit-o cu ceva timp în urmă și care m-a lăsat cu, trebuie să mărturisesc, cu niște mixed feelings, dar cu niște mixed feelings bune, pentru că altfel n-aș fi creat al doilea rând de provocare, și anume al doilea vizual. Cu tăcerea vine prima, și eram atât de sigură că o să fie ce trebuie, încât am zis, chiar dacă iese sau nu la timp, una dintre cărțile astea o să fie în book club. Uite că încet, încet începe să se completeze grupul. Salut, bună seara! Bună seara, bună! Salut, Adina! Și Raluca a intrat și o să mai vină niște oameni. Noi nu avem neapărat o problemă cu întârzierile, pentru că o să postăm înregistrarea pe canalul comunității și cine va intra mai târziu sau cine n-a apucat să intre, o să se bucure de discuția cu tine. Hai să Sau vedem măcar de Totor. dacă... Ce-ți place, Ioana? Sunt curioasă dacă dintre cele care au intrat până acum a reușit cineva să termine cartea? Cum sună Yeah. asta? Da, Raluca, uite, uite. Raluca. Suntem cu ele în brațe. Dar asta, să știi că iară e o chestie obișnuită la noi, pentru că suntem probabil singurul book club de pe planetă unde nu e obligatoriu să citești cartea. Dar nu cred că ți-am spus asta înainte. Ai micro... Ah, ba da, merge și microfonul tău. Așa că hai, dacă tot n-au apucat fetele să se bucure de ea complet, poate ne povestești tu un pic Stai așa. povestea din spatele cărții. Gata, stau Stai așa. că îmi pun și eu, cred că așa o să se audă mai bine, nu? Sau cred că o să mă aud mai bine așa. Uite, toată lumea dă din cap, semn că da. Cartea asta, a pornit în pandemie, și la bază n-am avut niciun fel de gând să scriu o carte. Pur și simplu m-am trezit atât de speriată, cum eram cu toții, și am început să scriu ceva. Ce am scris este, de fapt, primul pasaj din acest roman. Deci, primele rânduri, felul în care se deschide cartea asta, este, cred că, singurul fragment care nu s-a schimbat deloc pe parcursul celor 4 ani de zile. Știu că la un moment dat am intrat într-un impas după vreo 2 ani jumate spre 3 cu manuscrisul și am intrat într-un atelier de scriere cu Simona și cu Simona Antonescu. Și la un moment dat am vrut să mai schimb ceva la început și mi-a zis să nu cumva să te atingi de început, pentru că ăla miroase a moarte. Deci probabil că spaima a fost atât de mare încât pur și simplu am reușit să o concentrez în niște rânduri. Și de la rândurile alea a început să se construiască o poveste. Pe măsură ce pandemia, nu neapărat că trecea, dar eu mă obișnuiam cu ea și o frică cu care te obișnuiești nu prea mai e frică,
a început să apară și o poveste. Am avut o cunoștință care a trăit în primul an de pandemie o poveste de dragoste pe Facebook. Practic s-a îndrăgostit de un tip pe care nu l-a văzut în viața ei. Și mi s-a părut așa de interesant că se poate întâmpla așa ceva, încât am început să explorez, să văd ce se... Am încercat să merg pe firul ăsta. Așa a apărut personajul, așa a apărut, de fapt, cuplul Dora Toma, care la bază nu era Dora Toma, pentru că pe Dora a ajuns să o cheme Dora abia la a patra editare. Inițial o chema altfel. Și după vreun an de zile așa, am avut un manuscris de care nu știu dacă eram neapărat mândră, dar cumva eu pusesem în mintea mea un punct acolo și acum căutam validări. Voiam neapărat să-mi spună toată lumea ce minunată carte am scris eu. Norocul meu este că am prieteni buni și deștepți și mi-au spus, băi, pleacă cu asta de aici. Mă rog, nu chiar așa, dar au zis, mai citește, mai las-o. Bună, Ioana! Am început să fac niște ateliere de scriere. Eu până atunci nu făcusem niciun fel de... Bună, Laura! Nu făcusem niciun fel de ateliere de scriere. Prima carte am scris-o foarte intuitiv, așa. M-am folosit de skill-urile mele de jurnalist, dar atât. Și am început să fac niște ateliere de scriere și așa am cunoscut-o, l-am dat pe Eli Bădică. Și la una dintre discuții, el îi spune, băi, frate, m-au nebunit ăștia, toată lumea scrie despre pandemie. Dacă n-am la manuscrise cu pandemie, aoleu, zic, când am terminat cu Zoom, l-am închis, zic, gata, mă duc să schimb, nu mai e în pandemie. Și am început să rescriu disperată să-i scot din pandemie. Și am descoperit că și scoțându-i din pandemie, frica aia e tot acolo. Și atunci am zis, ok, înseamnă că nu-i frica din pandemie, înseamnă că eu am mine niște angoase și hai să văd pe ce pedale ar trebui să apăs ca să dau angoasele mele să fac o carte despre frică. Și am început să rescriu, deci suntem deja la, practic, manuscrisul numărul 3. Am început să rescriu concentrându-mă mai ales pe starea de anxietate și pe ce poate să o cauzeze ea, dar nu voiam să fac un personaj, cum să spun, cu atacuri de panică. Voiam să scriu despre o familie banală. Voiam să scriu despre o poveste mică, dar să văd ce poate acolo să provoace aceste tăceri, aceste frici. Așa am ajuns la tăcere. Și așa am ajuns și la atelierul Simone Antonescu, pentru că eram într-un punct de blocaj în care nu știam dacă să șterg manuscrisul ăsta cu totul sau dacă reușesc să-l duc undeva mai departe. Și norocul meu a fost că la un moment dat Simona mi-a zis, băi, te uiți prost, pentru că tu nu scrii despre cuplul Dora Toma, tu scrii despre altceva. Uite-te despre ce scrii, gândește-te de fapt ce poveste vrei tu să spui. Și așa a apărut tăcerea. Așa mi-am dat seama că, de fapt, mie despre asta îmi place să scriu. Despre tăceri, despre relații de familie, despre relații între femei. L-am dat la editură, chiar stăteam de vorbă cu fetele de acolo și mi-au zis, bă, dar tu n-ai, nu prea ai bărbați. Și am zis, da, zic, pentru că nu-mi pasă. Mie nu-mi pasă de bărbați în această poveste. Adică nu este că nu-i desconsider, dar nu mi-au folosit. Deci cam așa a fost povestea din spatele acestei cărți. Tot în atelierul Simone Antonescu, Dora a ajuns să se numească Dora. Când am intrat cu manuscrisul 3, practic, deci cu manuscrisul numărul 3 în atelier, pe Dora o chema Ozana. Și Simona mi-a zis că mă uit greșit. Următorul atelier, am zis, oameni buni, gata, nu mai cheamă Ozana, pentru că deja am altă poveste de spus, trebuie să vedem cum o cheamă. Și am făcut așa un fel de... Nu că ne-am dat cu presupusul, dar căutam un anumit nume cu care să rezonez, aveam nevoie cumva
aud și opiniile celorlalți și când am ajuns la Dora, zic, da, zic că e bun, ăsta e un nume galben, eu așa-l văd. În mintea mea, Dora este un prenume galben, dontesc, fiecare cu nebunia lui. Și aveam nevoie de un prenume galben. Și din momentul în care Dora a ajuns să fie Dora și eu am ajuns să scriu despre tăceri, manuscrisul a curs foarte ușor, foarte repede. Practic, în câteva luni era gata. Și cam asta e. Mie îmi vine să te întreb multe lucruri pe măsură ce povestești, dar cred că vreau să te întrebe și restul fetelor din întâlnire. Uite, mie mi se pare, de exemplu, foarte tare faptul că ai simțit nevoia să schimbi numele personajului. Te-am auzit vorbind mult despre asta, despre... Cam, îți dai seama că m-am apucat să mai citesc și eu, să văd ce mai zice Ioana despre cartea asta, după ce am citit-o. Și de fiecare dată ai insistat asupra schimbării astea de nume. Și mi se pare foarte tare că schimbarea personajului a impus și schimbarea de nume. Și voiam să întreb care e relația ta cu personajul. Adică, ok, schimba tema, scriem despre tăcere. Dar asta a venit cumva și dinspre tine și dinspre personaj. Cum îți construiești Am personajele avut sau o cum ai relație construit-o pe Dora? foarte, foarte ciudată cu personajele din cartea asta, pentru că spre deosebire de prima carte, unde personajele erau reale, nu neapărat povestea, dar personajele erau reale, aici personajele sunt inventate. Deci, chiar dacă aveam în minte anumite persoane din viața reală, mă gândeam la o vecină, la un vecin, ca să mi le construiesc și așa mai departe, personajele sunt inventate. Și cumva le-am cunoscut foarte greu, foarte greu și foarte încet. Aveam senzația, adică n-am avut sentimentul de control, n-am avut sentimentul că le controlez eu mult timp. Abia cred că în ultimul an am reușit să ne cunoaștem foarte bine, să știu ce vreau de la ele, să vizualizez foarte clar relațiile dintre ele. Eu știu că la un moment dat mă plângeam fiică-mii și îi spuneam, domnule, nu știu ce să mă mai fac cu personajele astea, că cumva mă simțeam parcă eram, știi, parcă tocmai începusem un nou job și aveam un șef nou, doar că șeful ăla era multiplicat. Și în fiecare zi mă duceam la jobul ăla stresată că nu știam ce vrea de la mine. Cam așa se simțeam. Și fiimea mi-a zis, uite, ziceam un prieten care dă la teatru și acolo există o probă. Trebuie să știi să răspunzi la o baterie de întrebări despre personajul pe care urmează să-l joci. Întrebări de tipul, ce culoare îi place, care e mâncarea preferată, ce boli a avut în copilărie. Deci, și de mii de întrebări. Și la un moment dat i-am zis, băi, Ana, nu știu acum chiar să răspund pentru... Zice, nu, tu n-ai înțeles. Nu trebuie să apară în carte, trebuie să știi tu. Și în momentul ăla am zis, ok, înseamnă că, într-adevăr, deci, eu trebuie să o cunosc pe fata asta, pe Dora asta, la modul ăsta. Și am ajuns să petrec foarte mult timp cu ea și cu familia ei, care, repet, nu are nicio legătură cu familia mea. Chiar am avut grijă să-i spun de 10 ori maică-mi înainte să-i dau să citească cartea, să știi că mama din carte nu ești tu, zic, nu? Zic, cu excepția unor replici pe care ți le-am luat, că erau prea bune, dar stai liniștită. Și culmea este că, la un moment dat, în momentul în care am trimis manuscrisul la editură, și mi s-a spus, ok, acum e bine. Și am avut chiar foarte mare noroc cu cei de la editură, pentru că eu, pe parcursul celor 4 ani cât timp am lucrat la această carte, am mai avut o tentativă în care am trimis manuscrisul. Și am avut mare noroc pentru că, unul la mână, n-am stârnit niciun fel de entuziasm inițial ca să mi se spună, vai, a scris Tănceasca încă o carte, gata, sigur, acum semnăm Îi dăm contractul. drumul. Și am avut și, până la urmă, înțelepciunea, dacă vrei, dacă vreți, să
Să-mi dau seama după o săptămână când m-am grăbit și să sun la editură și să le spun ignorați mailul ăla. Da, deci nu a fost un refuz. A fost o... Măi, S-a n-a asumat. fost un entuziasm, n-a fost, da, n-a fost un refuz pe față. Ah, ok. N-a fost un refuz pe față. Dar am avut noroc, pentru că realmente, dacă ar fi fost acceptat manuscrisul ăla, doar pentru că, cum să spun, povestea în sine era aceeași. Deci nu a fost o diferență. Povestea a fost de la început aceeași. Adică în carte, pe parcursul celor 4 ani de zile, nu s-au întâmplat chestii noi. Doar că miza a fost cu totul diferită. Și atunci, automat, tot scrisul s-a schimbat. Și ar fi fost altă carte, mult mai proastă. Adică știu să spun acum că ar fi fost mult mai proastă pentru că nu o controlam. Necunoscându-mi atât de bine personajele, nu o controlam. Adică mă duceau cumva ele pe mine. E, în momentul în care Pe am de știut altă parte, că... asta de a construi. Iartă-mă, te ascult. E din cauza diferenței astea de semnal. Scuze-mă, te ascult, Ioana. Da, ziceam că și așa, și abia în momentul în care am știut foarte clar cum este Dora, cine este Dora, de ce e frică Dorei, ce vrea să mănânce Dora, ce își dorește Dora și așa mai departe, atunci au chemat-o Dora. Nu Voiam știu, să te a... întreb, dacă tehnica asta prin care tu alegi să scrii construind personaje și nu narativ, e ceva cu care te simți confortabil, pentru că dacă e să sumarizezi așa într-o propoziție cartea ta, este, cred că, cea mai bună carte în care nu se întâmplă nimic. Pentru mine asta a fost și asta înseamnă că personajele tale sunt atât de puternice încât au reușit nu doar să-mi capteze atenția, dar să transmite exact miza aia despre care vorbeai tu mai devreme, care este extrem de bine construită datorită personajelor. Îmi plac foarte tare cărțile în care nu se întâmplă nimic. Deci deja trebuie să începe așa. Nu mi-am propus să scriu o carte în care să nu se întâmple nimic. Așa mi-a ieșit. Cred că nu știu să scriu acțiune. Adică cred că nu sunt, sau cel puțin la momentul ăsta, nu cred că sunt un scriitor cu respirație de-aia lungă, știi? Să te duci pe un subiect. Cred că sunt mai degrabă genul de scriitor care stă la geam și se uită pe stradă și vede foarte mici chestii și din acele mici chestii el începe să-și facă o poveste. Mi-aduce aminte de un joc pe care l-aveam cu fiica mea când era ea mică și mergeam cu mijloacele de transport în comun și ca să nu se plictisească, ne uitam la oameni și începeam să ne imaginăm ăsta ce crezi, ce meserie oare are și e însurat, are copii, are un câine șchiop. Deci chestii de genul ăsta. Asta îmi place să fac și îmi place să scobesc în relațiile dintre oameni. Îmi plac foarte tare lucrurile nespuse. Îmi place și când vorbesc, și acum când vorbesc cu voi, eu deja mă uit la fiecare, chiar dacă nu pare, dar mă uit și mă gândesc că fiecare dintre cei care, uite, e una care zâmbește, una care tace, e una care are așa o privire mai melancolică și oare la ce se gândește. Adică, atâta pot și cred că aici mă simt confortabil pentru că asta controlez. Nu, n-aș ști să Legătură și cu fac. experiența ta de jurnalist? Experiența mea de jurnalism nu este o experiență de jurnalist cum să spun, eu sunt un jurnalist de nișă, lucrând la emisiunile Radio România Internațională în franceză. Practic, eu nu sunt un jurnalist de investigație, eu nu fac teren. Eu vorbesc despre România străinilor, deci cumva trebuie să găsesc acele lucruri despre România care au sens pentru un francez. Deci, încă o dată, mă duc la lucruri mici. Îmi plac lucrurile mici. Și îmi place să îmi imaginez oameni vorbind.
Și cred că reușesc Bine, să-i și să fac să ascult și vorbească să destul de... observ, și astea sunt calități. Ziceam, și să ascult și să observ, astea sunt calități care vin cu siguranță și din ăsta de experiență. Mie din când în când mi se internează, așa că o să vă rog să interveniți ori de câte ori simțiți nevoia, pentru că mă ajută inputul vostru. Uite, te mai întreb eu ceva, Ioana. Te mai întreb, deși lipsesc bărbații din povestea asta, n-aș califica povestea ca pe o literatură feministă. Dar eu nu... Da. Tu, asta voiam să zic, care e poziția ta vis-a-vis de perspectiva asta? Și după aia o să intervină Raluca, pentru că vă cu mâna sus, da. Eu nu prea cred în chestia asta cu literatura feministă. Adică îmi dau seama că este nevoie să existe o cât mai mare, adică o vizibilitate și pentru femeile scritor, și pe piață, și în categoria premiilor. Dar asta e altă discuție, dar dacă ne referim strict la subiecte, cred că sunt femei care pot să scrie foarte bine despre bărbați, să cum să spun, să creeze personaje masculine foarte bune. A fost de curând o emisiune, nu știu dacă ați văzut-o pe TVR Cultural, în care Cristina Ispas și Victor Cobuz au venit cu patru dintre scritoarele care figurează în noua antologie Retroversiuni. Deci urmează să apară următorul număr. De fapt, a apărut deja azi, cred, sau ieri, în librării. Și printre cele patru scritoare a venit și Gabriela Dameșteanu. Și ea, la un moment dat, vorbind exact de aceste noi subiecte în literatura scrisă de femei, și anume poziția fetei față de mamă. Deci nu mai avem doar perspectiva mamelor asupra fiicelor, avem din ce în ce mai mult și perspectiva fiicei asupra mamei. Sau vorbind despre personaje feminine blocate între mamă și fiică sau între mamă și copil. Ea remarca că unul din riscuri este să înceapă să dispară personajul masculin. Și spunea că, bun, încă nu este cazul, dar dacă se continuă pe acest trend în următorii 5 ani, e posibil să începem să nu mai avem bărbați în literatura scrisă de femei. Și cumva m-am gândit la ce a spus doamna Dameșteanu, pentru că m-am gândit, oare și în cartea mea este o problemă de genul ăsta? După aia m-am gândit că totuși este posibil ca acest bărbat din cartea mea, cel puțin din cartea mea, nu vorbesc în general din literatura contemporană, sunt cumva și, prin felul lor de a fi, sunt cumva și produsul unei societăți. Adică e o reacție. E o reacție a femeilor care se răsfrânge și asupra bărbaților. Bărbații din povestea mea nu sunt niște bărbați răi, nu sunt niște bărbați de condamnat. Dimpotrivă, Toma chiar este o prezență absolut benignă, sau cel puțin până la proba contra el, doar că ei nu sunt foarte, cum să spun, nu sunt foarte activi. Sunt mai degrabă pasivi, sau mai degrabă femeile sunt atât de active încât ei nu prea mai au loc. Nu știu să spun dacă este sau nu greșit, dar știu că eu asta văd foarte des în jurul meu. Aici pur și simplu m-am inspirat din ce am văzut în jurul meu, din relațiile din familia mea, dintre prietenii mei, din anturajul fiicămii. Cred că este o perioadă în care femeile au devenit foarte vocale. Și atunci, ceea ce e bine. Vocale în sensul bun și cu siguranță mult mai conștiente
și mult mai prezente. Da, nu înseamnă neapărat că sunt și mai fericite, dar sunt vocale și cam asta se întâmplă în povestea mea. Bărbații sunt tăcuți pentru că vorbesc ele prea tare, nu neapărat pentru că ei sunt tăcuți. Și în plus, așa cum ne explicai un pic mai devreme, absența lor nu e neapărat, cum să zic, n-a fost cu intenție. Povestea s-a construit în așa fel încât vocea lor devine absentă sau inutilă. Hai să vedem ce crede Raluca despre asta. Sau iartă-mă dacă vrei să adaugi. Nu, eu sunt om de radio, nu trebuie să mă lăsați să-mi, dacă mie, eu, dacă văd A, da, butonul pardon. că s-a aprins, vă vorbesc până îmi spuneți stop. Ok, atunci zic eu, în primul rând, bună seara și îmi pare tare bine că te cunosc acum, Ioana. Și vreau să-ți spun că datorită lui Liv, care ți-a recomandat cartea, am citit-o nu numai pe asta, ci și pe prima pe care nu o citisem. Deci, în timp record, așa, în luna asta. Așa că pot să fac și o comparație între cele două. Dar hai să vorbesc puțin despre asta. Mie mi-a plăcut foarte mult cartea asta, în primul rând, datorită subiectului, care mi se pare că a fost un subiect, să zicem, deci trecând peste faptul că nu are acțiune neapărat și, așa cum spuneai tu mai devreme, se oprește la niște lucruri mici, așa de zi cu zi, cum ar veni, am reușit să intru în pielea personajelor, să simt exact ce ai vrut tu să transmiți. Și asta mi se pare cel mai fain lucru pe care îl poate face un scriitor, adică să transmită emoția și, mă rog, sentimentele personajelor mai departe către cititori. Mi-a plăcut faptul că ai ales un subiect sensibil, oarecum, adică un subiect despre care nu vorbim foarte des. Și adică l-ai disecat un pic, așa, în ce privește relația mamă-fică și mai departe către fica ei. Deci, cumva, mi-a plăcut cum ai ridicat problema asta sensibilă și cum ai încheiat cartea. Nu vreau să dau spoilere, ca să zic așa, poate cine n-a citit-o e bine să o citească pe cont propriu, să zic așa. Mi-a plăcut și ce ai zis mai devreme referitor la personaj și, mă rog, la numele pe care l-ai ales și faptul că numele ăsta îți inspiră o culoare. Asta mi se pare foarte fain. Adică mi se pare super tare asocierea asta, că vezi o culoare într-un om. Nu știu, deci pe total a fost o carte care cumva mi-a trezit și niște amintiri din copilărie. Am văzut după aia că suntem cam de aceeași vârstă și poate și de asta. Deci cumva sunt lucruri acolo care mi-au sunat cunoscute. Mulțumesc, a fost o lectură foarte faină pentru Eu mine. îți mulțumesc, mă bucur foarte tare că am reușit să-i fac pe oameni să se identifice cât de cât, să se regăsească. Acum, referitor la asta, poate n-ar trebui chiar să spun eu, să dau chiar tot din casă, dar o să vă spun. Soluția e relativ simplă, doar că e foarte dureroasă. Și anume, trebuie să stau cu mine până reușesc să fiu foarte, foarte sinceră și să zic, frate, exact ce am simțit în momentul ăla, eu, experimentând la un moment dat acea. Dar am reușit să fac chestia asta la prima carte și am văzut că n-am murit. Pentru că la prima carte mi-a fost îngrozitor de frică de ce o să spună oamenii din jur, adică familia mea. La prima carte, fiind și un subiect mult mai greu, fiind și cu. Au fost oameni care s-au regăsit fără niciun fel de dubiu în poveste, acolo scriam
Și după aia ștergeam și au, lo, zic, nici nu vreau să-mi imaginez dacă sună maică mea și începe. Păi, dar cum ai spus nu știu ce? Sau dacă îmi spune fică mea, era și mai grav, era totuși relativ mică. Dar odată ce am reușit acolo cumva să-mi fac curaj și să spun lucrurile, aici deja a fost, eram experimentată. Da, aș mai fi curioasă de o chestie, dat fiindcă am citit cele două cărți și ai spus mai devreme că prima carte e inspirată de o poveste reală. Vreau să te întreb în ce măsură ți-a fost mai ușor ai spus mai devreme că nu ți-a fost ușor să creezi a doua carte, dar în ce măsură ți-a fost ușor să redai o poveste reală astfel încât să nu rănești, să zicem, Păi, persoanele respective. cred că pe unele le-am rănit, Ok. dar cred că de la un punct încolo, vorbesc de prima carte, cumva, Da? de la un punct încolo, cred că am ales să iasă o carte bună și cu riscul să rănesc niște persoane. Pur și simplu, cred că a fost o alegere și cred că este o alegere pe care foarte mulți oameni care aleg să scrie trebuie la un dat să o facă dacă se duc într-un subiect unde riscă să se... unde nu e totul imaginație. Chiar la un dat cineva m-a întrebat, dar ce ai fi făcut dacă taicătu n-ar fi fost cu adevărat mort și ar mai fi trăit, având în vedere ce carte ai scris? Probabil că aș fi scris altă carte atunci, adică cumva, tocmai pentru că a fost, tocmai pentru că este mort, mi-am permis și am vrut să scriu cartea asta. Cu a doua carte însă, am avut alte probleme, pentru că, cum am mai povestit, nu sunt un om care să-și imagineze povești ușor. Eu pot să-mi imaginez dialoguri, pot să-mi imaginez interioare. Pot să stau în capul cuiva și să spun cum îi zbârnie ideile, cum îi trec păsări negre prin... Dar când trebuie să-l pun în mișcare, aici mă blochez. Pot să-l duc până la mega, pot să-l duc și până la teatru, pot să-l duc și în pat cu cineva, dar nu știu, adică mi-e foarte greu să construiesc cu adevărat o poveste de suspans. Și atunci, la a doua carte a fost pe de o parte problema ce să li se întâmple acestor personaje ca eu să pot să-mi ating scopul, deci cumva să pun în lumină relațiile dintre ele, dar în același timp să nu le țin pe loc într-un apartament. Și după aceea, să le fac identificabile. Foarte ușor, având în vedere că niciunul dintre ele nu exista în viața de zi cu zi, adică trebuia să le văd în capul meu. Mi-a fost foarte ușor cu personajele secundare. Acolo a fost foarte ușor. Pentru că știam de la început că vor fi secundare, deci nu trebuia să-mi bat foarte tare capul cu ele. Și cumva mi s-au impus ele mie. De exemplu, dau așa doar un mic exemplu, vecinul acela care nu se mai dă dus din mașina lui este undeva prin cartier pe la mine, l-am tot văzut. Deci ăla a fost cumva... Dar nu știu ce să mai povestesc. Noi așteptam să continui, credeam că nu s-a terminat. Da. Uite, pentru că tot ne-ai povestit că poți să faci lucruri mici cu personajele tale și pentru că știu că fiica ta ține mult la partea asta de poveste, spune-ne cât de complicat a fost să scrii scenele fără perdea din povestea asta. Măi, Și a cum fost te-ai foarte implicat atunci, ușor. Mi-a dacă o și să plăcut. citească mama? Deci a fost ușor și mi-a și plăcut. Știi ce nu, cel mai greu a fost nu să scriu scenele fără perdea. Cel mai greu a fost să nu mă rezum la o scenă de sex. Pentru că, de fapt,
în scenele alea eu voiam să arăt personajul altfel, să arăt și niște părți care nu se văd. Și mi-a plăcut să le scriu pentru că îmi place să nu știu cum să spun, să sap adânc în chestiile care dor. Poate că sună undeva așa o chestie perversă, dar mie îmi place chestia asta, adică cumva să mă duc în lucrurile, să apăs pe pedalele alea care știu că în foarte multe dintre femei, pentru că trebuie să înțelegeți, eu am aproape 50 de ani. În ultimii 10 ani, cam așa, aproape ultimii 10 ani, eu mi-am petrecut vorbind cu foarte multe femei. Ceea ce n-am făcut până la 40 de ani. Până la 40 de ani am fost geloasă. După aia, pur și simplu, mi-a trecut cu totul. Și am ajuns să vorbesc cu foarte multe femei și am văzut că, nu știu, am ajuns să vorbesc cu multe femei foarte sincer. Adică ajung, nu știu, cu niște subiecte de-astea pe care, în mod normal, uneori ți-e și frică să ți le spui în capul tău. Și mi s-a părut foarte interesant, de fapt, cât de frecvente sunt anumite, nu știu, dureri, frici, fantasme, nu știu. Și aș putea să... Avem un univers foarte bogat noi femeile. Când vorbești cu un bărbat, în general, dacă găsești unul sincer, o să spună chiar el: Dom'le, noi suntem simpli. Nu. Pe când la noi este o bucată trăită, o bucată imaginată, o bucată dorită, o bucată de care ne-i frică. Sunt foarte multe bucăți. Bucățile astea mi-mi plac foarte tare. Deci mi se par super, nu știu cum să spun, așa, știi, îmi fac poftă. Iar sexul, mi se pare, în cartea mea, este exact un astfel de loc în care Dora își poate arăta nu numai vulnerabilitatea sau frica, dar toate gândurile alea care ne trec prin cap în momentele alea. Nu știu, alea mi se par foarte mișto. Și sunt foarte puțini bărbați care vor să le audă. Și acum poate că cumva am avut chef să le scriu ca să mi le clarific mie. Ce mi-a fost însă greu a fost să le... De exemplu, scena cu în care Dora face sex pentru prima dată, aia mi-a fost destul de greu să o scriu. Pe aia am scris-o de vreo Aia e 3 ori. Pe... preferata mea, să știi. Da, deci cu aia am fost ăștia care am fost la atelierul Simonei Antonescu, am rămas prieteni. Și din când în când ne strângem la câte niște mici cartofi prăjiți. Și acolo am citit-o în plen, deci am dezvirginat-o pe Dora în sufragerie la unul dintre noi. Și chiar am fost curioasă să văd cum va fi percepută scena, pentru că nu voiam o scenă inocentă, voiam să se vadă acolo. Acolo, de fapt, este multă tăcere. Pentru mine aia a fost o scenă, aia a avut miza asta. Voiam să arăt, băi, este ignoranță. Uite-te ce Și e și face multă ignoranța. seninătate. Adică mie mi se pare că marele plus al poveștii, în general, dar și în bucățile astea în mod special, e seninătatea cu care sunt transpuse în text, ceea ce mie mi se pare că ți-a ieșit impecabil. Asta apropo de faptul că ziceai tu mai devreme că ai sentimentul că ai lucrat greu cu personajele pentru că simțeai că nu poți să le controlezi. Eu cred că, sincer, cum se vede din afară, dar tu știi mai bine, evident, eu cred că personajele astea au reușit să-ți iasă atât de bine în momentul în care nu ți-ai mai propus să le controlezi, în care le-ai dat voie Probabil. să fie ele însele și să poată să scoate lucrurile astea la suprafață exact așa cum sunt ele, cu seninătate, cu naivitate, de ce nu, și cu fără frână. E exact așa, e fără frână, pentru că nu mi s-a părut că ți-ai căutat cuvintele, deși, iată, vorba lui Hemingway, cititorul nu trebuie să știe cât te chinui tu la o scenă, lui trebuie să-i se pară că ți-a ieșit natural.
Cred că așa ți-au ieșit și ție scenele astea. Ai muncit la ele până n-ai mai putut, dar sentimentul meu este că au fost like, let it go. Fix așa, așa se simte hârtie și au avut un impact absolut special. Tocmai din perspectiva asta a simplității și a inocenței de care vorbeai tu mai devreme. Da, maică mea când a terminat de citit cartea, mi-a zis, bă, S-a dar ce ieșit, ce să mai. sarcastică ești. Hai să Eu vedem cine mai are curiozități pentru Ioana. Nu vreau să întrebați nimic pe Ioana. doar vreau să spun că mie mi se pare impresionant faptul că ai stat 4 ani la o carte. Deci ai trăit 4 ani personajele tale și cum mi se întâmplă de multe ori, la Chișinău ajung cărțile un picuț mai greu, dar a venit și o să citesc după. Deci ce am reușit până acum, doar fragmentul de pe BookHub. Dar a reușit să mă intrige și el, da, înainte de această discuție. Dar n-am întrebări. O să le am după. Wow. Și la prima carte tot 4 ani am stat, deci cred că merg din mandat în mandat, cam așa. Corina Sabău, știu că a fost una dintre cele care m-a sfătuit să nu mă grăbesc. Adică dacă am primit un sfat super smart, a fost de la ea și ea mi-a zis și foarte repede, băi, fii atentă că se va întâmpla o chestie după prima carte, mai ales dacă prima carte a plăcut. Te vei simți obligată să o scoți repede pe a doua, pentru că vrei să mai placi din nou. Și cumva, pe de o parte vrei să mai placi, dar pe de altă parte ai senzația că publicul stă doar după tine și cumva oamenii spun ce dracu mai face Stănceasca, aia mai scrie sau nu mai scrie? Ea a ieșit întâmplător prima sau de fapt asta chiar știe să scrie? E o nebunie asta, e în capul nostru, nu există așa ceva. Nu stă nimeni după mine și, sau practic după nimeni. Culmea este că am pățit însă altceva cu această carte. La un moment dat am ajuns la o stare de saturație. Deci pur și simplu tot ce-mi doream era să scap de manuscrisul ăla din calculator, să nu-l mai văd în fața ochilor, pentru că devenise aproape o chestie, nu știu cum să spun, o obsesie. Adică mă trezeam dimineața, deschideam calculatorul, intram din nou în manuscris și începeam iarăși să mai recitesc și parcă nici aici nu era bine. Știu că la un moment dat i-am înnebunit și pe cei de la editură. Deja manuscrisul primise aproape, nu știu, era trecut de redactor, de corectura 1 și eu le scriam la pagina nu știu care, vedeți că pomul ăla nu vreau să mai fie, nu știu ce, vreau să fie altceva, că m-am uitat care frunzele. Deci deveniți. E, când în sfârșit s-a dus în tipografie și gata, a trebuit să mă desprind de manuscris, abia acum, deci la 2-3 luni după, îmi place cu adevărat de Dora. Ca și cum am avut nevoie de niște validări din exterior să-mi placă de ea. Pentru că nu. N-a făcut parte de la început din viața mea. S-a adăugat câte un pic, câte un pic și abia acum am senzația așa că. Da, uite, parcă mi-e cam dor de ea. Însă este o carte pe care, de când a ieșit de la tipar, nu am avut curajul să o deschid fiind singură acasă. N-am avut curaj, pur și simplu. Mi este așa să o deschid și, nu știu, să citesc un fragment. Mi-e așa de frică să spun, aoleo, ia uite, iarăși aici e nu știu ce, sau încât nu m-am atins de ea. Probabil că trebuie să mai treacă ceva timp. O să te mai întreb eu ceva, dacă fetele nu au alte întrebări. Vreau să te întreb dacă chestiunea asta, că ți-e greu să revii și să deschizi cartea sau să, mă rog, să revii asupra unui personaj, vine dintr-o, să zicem, goană, e o expresie, goană după perfecțiune sau, mă rog, este căutarea perfecțiunii. Sau este faptul că nu ești mulțumită de imaginea pe care o ai creat-o cu personajul respectiv sau cu scena respectivă?
Sunt curioasă așa cum vezi tu. Cred că fac parte din generația aia de copii crescuți cu perfecțiunea pe post de normalitate. Și atunci, da, știi cum e, dacă nu ai 10, înseamnă că ești prost. Ți-am spus că suntem aceeași generație, deci sunt pe Da, acolo deci și eu, probabil. dar ideea este că te întreb asta pentru că ai zis că nu vezi așa, nu, sau mă rog, la cartea asta nu ai avut așa ca un fel de film sau poză a scenelor pe care vrei să le construiești. Și atunci întrebarea mea următoare este cum știi că, să zicem, o anumită parte sau scenă pe care vrei să o redai e finală, după, adică Am cum ajungi știut la. și la această carte și la tot ce am promis tatălui meu. Singurul lucru care mi-a fost foarte clar de la bun început a fost cum se termină. Deci am știut unde vreau să ajung, măcar atât. Chiar dacă nu mi-era foarte clar miza, chiar dacă nu mi-era foarte clar de la început cum voi ajunge acolo unde vreau să ajung, am știut unde vreau să ajung. Chiar și așa, la această a doua carte, finalul l-a mai schimbat odată, în sensul în care am adăugat ceva în dialogul dintre Dora și maică-sa, cumva să-mi servească mie pentru tăcerile lor. Dar știam cum vreau să se termine. Și știam că nu vreau, nici în prima, nici în a doua carte, deși la prima vedere poate să pară o poveste de dragoste, știam că nu vreau să fac, să scriu despre o poveste de iubire. Da. Poate pur și simplu pentru că am stat să mă întreb oare de ce. Pentru că nu am pornit de la premiza, nu, o poveste de iubire e banală, e comercială, nu mă interesează. Nu, cred că așa sunt eu. Cred că pur și simplu îmi place să scotocesc în spatele oricăror povești, să văd de fapt ce se ascunde acolo. Adică cred că dacă mâine vine un bărbat și îmi spune: băi, m-am îndrăgostit de tine, cred că eu o să stau și o să mă gândesc oare ce-o fi pățit omul ăsta în copilărie să stea să-mi spună că uite s-a îndrăgostit de mine așa doar văzându-mă, și o să încep așa să deci mă interesează de fapt ce e în spatele tăcerilor. Cred că pur și simplu această carte am scris-o așa pentru că de fapt aia m-a interesat pe mine. Și mi-a trebuit să fac așa un drum și niște diversiuni până să mă lămuresc că, de fapt, eu asta vreau să văd ce se întâmplă. Nu mă interesează atât de tare ce face fata asta cu băiatul până la urmă. La mine, să știți că sunt oarecare probleme cu semnalul și în ultimele 10 minute cred că doar v-am auzit, nu v-am și văzut. Dar am surprins bucăți de conversație și se leagă. It's fine. Înțeleg despre ce vorbiți, continuați. Uite, tocmai mi-am dat seama că în perioada asta citesc, nu știu dacă întâmplător sau nu, povești cu teme similare. Tocmai am terminat Cartea Mariei Orban, toată dragostea dintr-o fotografie arsă, și acum citesc Repetiție pentru o lume mai bună, care sigur e imaginea aceluiași tip de relație din perspectivă masculină. Cred că avem nevoie de genul ăsta de povești. Cred că ce spuneai tu, că zicea și Gabriela Adameșteanu în emisiunea despre care ne-ai povestit mai devreme, se confirmă în peisajul ăsta literar al ultimei perioade și, din nou, cred că diferența în mare măsură o face onestitatea. Pentru că eu așa am simțit cartea ta onestă și fără să-și dorească mai mult decât e. Care e relația ta cu cititorii, Ioana? Cum îți privești sau cât de mult te gândești la omul la care urmează să ajungă povestea ta? Cred că n-ar trebui să mă gândesc, dar mă gândesc. Adică
cumva am conștiința faptului că cineva urmează să citească această poveste. Ceea ce mă face să am învățat la aceste cursuri de creative că trebuie să lași manuscrisul să respire și să revii asupra lui. Degeaba pentru tine este foarte clar ce ai spus acolo, dacă pentru cititor nu este clar. Și atunci ai nevoie inclusiv tu să lasă să treacă 2, 3, 4, 5 luni, să uiți ce ai scris, să revii, să vezi, mai înțeleg, mai simt la fel. Că, de fapt, asta e altă problemă. De exemplu, în pandemie am experimentat chestia asta. Erau atât de noi senzațiile, atât de neobișnuită, angoasa aia pe care o resimțeam, era undeva între frică de moarte, dar parcă nu era numai frică de moarte, era un amalgam. Scriam așa, parcă eram posedată cumva. Și după ce am lăsat să treacă o perioadă, nu știu, de câteva luni, când am revenit și am recitit pasajele respective, eram la modul, pe bune? Chiar așa? Adică nu mai avea... Ori pentru mine un pasaj bun este ăla care reușește, indiferent de momentul din zi sau de momentul din an când îl citesc, să mă ducă fix acolo unde eram în momentul în care l-am scris, adică să mă proiecteze tot acolo. Și pentru asta știu că nu este cea mai bună metodă, dar este singura pe care eu, la momentul de față, reușesc să o pun în practică. Rescriu de mă iau dracii, pentru că exact așa este. Nu am încă suficientă experiență și poate nu sunt încă nici măcar, nu știu, habar nu am, nu sunt organizată, îmi propun de fiecare dată, cel puțin la aceste ateliere pe care le-am făcut, am fost învățați să not. Nu pot, domnule, deci mi-am umplut toată casa de zeci de mii de chestii pe care să-mi lipesc post-it-uri și să-mi fac acțiuni și să am. Nu, eu tot scriu pe agende, pierd agendele, după aia sunt foarte haotică. Și atunci am nevoie să rescriu până când ajung, de fapt, la miezul sentimentului. Asta s-a întâmplat și aici, în romanul ăsta. Sunt pasaje unde știu 100% că toată lumea se va regăsi în el. Pe de o parte, pentru că am totuși o vârstă care mi-a permis să experimentez și să aud suficiente povești, și pe de altă parte, pentru că în ăștia 4 ani, indiferent în ce moment al zilei am recitit pasajul ăla, am știut foarte clar că sentimentul ăla nu e acolo dintr-o conjunctură. Sentimentul ăla e acolo pentru că ăla este sentimentul. Mi-a folosit foarte mult și terapia. Adică, la un moment dat, discuțiile pe care le aveam cu terapeutul meu erau așa, un fel de material didactic. El vorbea, eu mă gândeam, uite, asta ar putea să fie o explicație. Uneori veneam acolo, în terapie, cu întrebări. Dar de ce? Nu știu, dar ăla de ce ar face așa? Da. L-ai folosit pentru documentare. Da, am făcut documentare în felul meu, da. Excelent. Uite, și Ioana e bună sus, cred că vrea să spună o întrebare. Bună, Ioana, și scuze Bună. de haosul tehnic pe care l-am creat noi Ah, nu. în seara asta. Noi suntem pe drumuri, toată lumea din RIC în seara asta e pe drumuri, nu știu cum se face. Și eu sunt tot așa în deplasare și de asta am și întârziat un pic și o să mă uit un pic la înregistrare pentru că m-ai făcut curioasă de cum îți alegi tu personajele și cum vezi culori în ele și trebuie să mă întorc un pic acolo.
Și când am făcut fotografia cu cartea ta și cu coperta, m-am dus către culorile de acolo și am simțit lucrul ăsta și de asta sunt curioasă cum ai, dar o să Culmea revin eu, că asta este, nu. culmea este că pe copertă este galben, dar eu nu am apucat să-i spun lui Andrei, celui care a făcut coperta, că în mintea mea Dora este un nume galben. Deci a fost o Așa. potrivă. Da, așa a ieșit. Uite, m-am îmbrăcat în galben astăzi, dar n-am știut. Nimic nu este, de fapt, Nimic nu e întâmplător. întâmplător. Deci am vrut E, să. și totuși, Dora îi spune lui Toma că culoarea ei preferată e galben, deși nu era. De la rochia. Da. Eu am început abia cartea, am citit 50 ceva de pagini, fiind în deplasare, atât am reușit. Dar O să întâmplarea te iert. face. Abia aștept să termin, pentru că m-ai făcut curioasă și de ce ai spus înainte, de felul tău de a scrie și faptul că, și te invidiez pentru asta, că știi dinainte care e finalul. Eu mă lupt cu finaluri și n-am o problemă cu alte lucruri, dar știi cum e, fiecare are obstacolele lui în scris. Întâmplarea face că de curând citeam pe avion, pentru că așa puteam pe un telefon să citesc ceva, nu aveam o carte la mine. Am citit o carte de psihologie transgenerațională și chiar eram curioasă când am început cartea ta, dacă tu te-ai inspirat din ceva. Și acum când spui că la terapie ți-au venit niște idei în sensul ăsta, sau cel puțin am văzut ideea asta de moștenire a femeilor din familie, cum li s-au repetat niște traume, să spunem, sau, nu știu, au repetat un pattern dintre ăsta în care bărbații dispăreau, sau tăcerea aia era cumva diferită pentru fiecare, dar totuși apărea în viața fiecăreia dintre ele. Asta mi s-a părut foarte interesant în cât am putut eu să citesc până acum. Și apropo de felul în care se regăsesc cititorii tăi în poveste, da, și eu sunt tot generația asta și cred că în fiecare dintre noi, femeile, aveam o mică hibă cu comunicarea cu noi, cu mamele, și eu pe mine m-a izbit așa din prima, pentru că am zis, ok, asta este o carte despre mine și despre maica mea sau ce? În prima fază. Și da, sunt curioasă cum ai dus tăcerea asta până la capăt. Mersi, Raluca, nu mi-ai dat spoilerul cu totul, deși nouă ne plac aici spoilerele, dar de data asta chiar vreau să văd cum e. Și da, nu știu, eu am văzut așa în bucățica asta. Mai mult nu pot să mă pronunț pentru că n-am ajuns, dar bucata asta m-a dus în treaba asta transgenerațională, nu atât de profund în partea aia neapărat, nu ezoteric, nu, Da. dar am văzut-o așa ca pe o zic, băi, se trag așa una pe alta și lipsa de comunicare și, na, acum partea de mamă cu adolescent, hello, join the club, dar încă o dată m-am Fiica bucurat mea că am m-a băiat. întrebat, știi? Încă o dată m-am bucurat că am băiat și nu fată, că am zis, ok, s-a Las terminat că voi aveți alte pattern-ul. probleme. Exact. Da. Te Ce rog, mi-a nu mă plăcut, stârni, că acolo sunt da. alte. Cum mi-a Exact, zis mie nu, o da, vin prietenă? altele, nicio Da. problemă, avem de Cum toate. mi-a zis mie o Ce mi-a prietenă? plăcut foarte mult și cred că a zis Liv, dar asta mi-a transmis și mie, este firescul cu care tu scrii și îmi povestești, adică lași cititorul să intre în poveste și să și imagineze ceea ce se întâmplă între ei. E culoarea aia în care te duci efectiv și îi vezi pe cei care povestesc acolo și pe personaje. Dar mai ai pe lângă asta și ce îmi place foarte mult, se vede că tu tai și lucrezi mult pe text pentru că ai bucăți de poezie în text. Sunt fraze pe care le-ai lucrat, sunt fraze cu plin de metafore, sunt plin de comparații, deci le-ai lucrat. O să revin cu bucăți cu citat, pentru că nu am cartea la mine, dar o să revin cu bucățele în care am văzut multe pasaje în care tu le-ai lucrat așa ca pe versuri în proză. Așa le-am simțit eu. Da,
S-ar putea ca la mine să fie gălăgie și... Nu. Mi-a venit ideea asta cu... La un moment dat, când am dat manuscrisul editurii, nu aveam încă titlu și am pus un titlu provizoriu și se numea Păsări Negre. Hitchcock-like. Apropo de poezie. Bun, o să dau un mic spoiler, că altfel nu prea are sens să povestesc. Deci, personajul lui e frică de păsări. Dorei e frică de păsări. Cred că am citit o bucățică din asta, când Toma o întreabă dacă e frică de ceva și sau nu are de pește și parcă a menționat ceva de Da, zic că păsări, nu-i în place gândul peștele. ei, da. Eu stau într-un bloc unde am foarte multe ciori pe lângă bloc. Și am observat, m-am observat, de fapt, cum reacționez când, nu știu, când mi se pare că sunt foarte intruzive. Și de aici mi-a venit ideea acestor păsări negre care. Pentru că, nu știu dacă, deși nu par foarte angelică, știu, eu sunt o persoană colerică. Nu știu dacă datorită vârstei sau terapiei sau datorită înțelepciunii fiicei mele care a crescut și care urmează să facă 19 ani, am învățat să mă analizez când mă enervez. Adică măcar dacă tot mă enervez, că nu mă pot abține, măcar să mă aleg cu ceva după nervii aia. M-am surprins că atunci când mă enervez, de obicei mă enervez pentru că scap situația de sub control, pentru că de obicei în spatele acelei scăpări se ascunde o teamă și eu văd negru. Ca și cum ar fi o aripă care mi-ar întuneca vederea. Și de aici am zis, ok, dacă eu experimentez chestia asta, ia să vedem ce s-ar întâmpla dacă i-aș da-o personajului povestea asta, mai ales că știu să o duc, știu cum se simte. De aici mi-a venit ideea cu păsările, mai departe cum să spun, mi s-a ridicat la plasă în mai multe bucățele și s-a construit un fel de leitmotiv. Și voiam să mai spun ceva apropo de chestia asta cu trauma transgenerațională. Eu cred că în orice familie există așa numite traume transgeneraționale. Peste tot sunt tăceri, peste tot sunt secrete. Eu am dedicat această carte pe prima pagină, dacă ați văzut, este mamei mele și bunicilor mele, celor două bunici. Am spus eu acolo care au, nu mai știu cum am spus, ceva de genul, care au știut să tacă sau ceva de genul ăsta. Deci eu am avut două bunici, una a fugit de acasă într-o noapte pe geam și cealaltă a făcut un copil din flori și ambele au murit fără să spună nimănui nici de ce a fugit de geam, nici cu cine a făcut copilul. Deci eu am un bunic despre care nu știu nimic, nu știu cine a fost tatăl tatălui meu, și am o bunică, adică am avut o bunică, ambele sunt decedate, ambele au murit, și am avut o bunică care a fugit de acasă și nimeni nu știe de ce. Sigur, nu am spus în carte povestea lor, dar mi-am dat seama în ce măsură aceste tăceri până la urmă ne-au făcut și pe noi ceilalți din casă să evităm anumite subiecte sau să vorbim într-un anumit fel despre ele. Și m-am jucat cu ceea ce am știut din familia mea, cu ceea ce am mai văzut și la alți oameni și cumva sunt anumite
pasaje cu care am mers la sigur, adică acolo știam foarte clar că oamenii se vor regăsi cumva, nu neapărat în tăceri sau în poveste, cât în felul în care se simte. În ceea ce privește relația Dorei cu mama ei, e, aici poate o să fiți surprinse, dar mama mea este orice, doar mama Dorei nu. Deci aici a fost pentru mine un exercițiu eliberator, și anume am pus ceva din mine în toate cele trei personaje feminine, adică și în mama Dorei, și în Dora, și în Flavia, care este fata Dorei. Cumva am luat, cum să vă spun, am luat așa, am luat fricile, spaimele, angoasele mele și am creat-o pe Dora, peste care, bineînțeles, am pus carnea unui personaj. Mi-am luat răutățile și din ele, plus alte lucruri, am făcut-o pe mama Dorei. Fiica mea, când am pus punctul manuscrisului, mi-a zis, parcă văd că iar apare o adolescentă. De data asta, câți ani are? Zic, are undeva la 13 ani, ea având aproape 19, zice, a, ok, deci nu sunt eu. Sigur, dar eu nu sunt amnezică, mi-aduc aminte cum era când ea avea 13 ani, deci cumva numai că nu mai afectează pe ea acum. E foarte, dacă în prima carte i-am avut în minte pe cei din familia mea, de data asta m-am avut pe mine mai degrabă în minte, în mai multe personaje. Poate și de asta mi sunt foarte dragi toate. Inclusiv tatăl Dorei mi este drag, pentru că este un personaj pe care l-am vizualizat fizic foarte bine, ceea ce nu mi se întâmplă foarte des. De obicei văd personajele, le aud cum vorbesc, le aud foarte clar vocile, mai înainte să le văd chipurile, le aud vocile. Dar la el l-am văzut dintr-o dată și cum arată și fizic cum este și mie mi-e drag de omul ăla, pentru că până la urmă el n-are nicio vină. Sunt anumite persoane care, da, până la urmă putem să spunem că n-au nicio vină. Sunt pur și simplu produsul unor familii și unei societăți care atât a putut. Sau atât au putut, dacă le luăm pe amândouă. Și care, cum spun și în carte, nu știu să lupte. Eu am problema asta, nu știu, am cu oamenii care, sunt foarte mulți oameni care nu știu să lupte. Adică mi se pare că lupta asta cumva nu este neapărat o chestie cu care te naști. Poate să, nu știu, parcă femeile se luptă mai bine decât bărbații. Așa am văzut. Nu vorbesc de a face războiul. Nu m-am dus până acolo cu gândul. M-am dus la apropo de, nu știu, de puterea asta, de reziliență, cred că până la urmă, și de... Ori tatăl Dorei este... E pierdut. Cam asta e cuvântul. Păi poate se întâmplă pentru că femeile înțeleg mai bine miza. Și atunci e mai simplu când ai Poate că da. Argumentația atât de clară. Uite, te mai întreb eu ceva, pentru că nu știu de ce e așa tăcere în grup astăzi. Din cauza tăcerii, care vine prima. Cum ești? Am respectat tema, exact. Dar tu ai zis ceva mai devreme și mi-a atras atenția chestia asta, și pentru că ne apropiem un pic și de final, aș vrea să vorbești un pic despre asta, dacă vrei. Fetele nu recunosc, dar cele mai multe dintre ele cochetează la rândul lor cu scrisul. Și tu ai zis un pic mai devreme, editez până mă ia dracu. Mie mi se pare că ăsta e unul dintre cele mai dificile exerciții când e vorba de scritură și vreau să te întreb cum reușești să faci asta, pentru că e complicat să te detașezi de scene, de personaje, de stil, de cuvintele pe care le-ai ales la un moment dat. De unde știi când e cazul și cum reușești, again, să te detașezi suficient ca să
Poți să editezi, spune te ia dracu, în așa fel încât textul ăla să ajungă în forma lui cea mai bună. E greu de răspuns. Cred că De asta trebuie. am întrebat. Da, e greu de răspuns. Cred că sunt mai pretențioasă acum decât eram acum 10 ani. Și apropo de scrisul meu și apropo de ceea ce citesc, de exemplu. Adică lucrurile astea nu prea ai cum să le separi. Trebuie să citești mult. Și se și scrie foarte bine. Din fericire, în ceea ce mă privește, există în mine acel ochi de jurnalist suficient de critic încât să știe nu neapărat cum să facă să fie bine, dar măcar să știe când nu e bine. Adică mi se întâmplă de foarte multe ori să spun, domne, fraza asta e proastă, dar habar n-am să scriu alta mai bună. Și atunci o subliniez, o las așa că atât am adus capul în momentul respectiv, mai citesc 10 cărți, mai revin peste 6 luni și poate atunci reușesc să scot ceva mai bun din mine. Fur foarte mult din ceea ce citesc, adică citesc cu creionul în mână, îmi subliniez în draci, că tot am luat-o pe așa. Dacă îmi place ceva, nu știu, o imagine, o notez undeva, o notez undeva și am învățat să o pun între ghilimele și să scriu de unde am luat-o, ca nu care cumva să am senzația peste vreo 6 luni că uite, domne, ce revelație am avut, ce minunat, am scris eu aici în agenda, ia să folosesc chestia asta. Dar cumva încep, cum să spun, dacă ai imaginea, după aia poți să începi să creezi pe baza ei. Și citesc de multe ori, adică și citesc cu voce tare. Uite, asta mai este un sfat. Citesc cu voce tare. Eu cred că asta a fost ceea ce m-a și salvat la prima carte, având în vedere completa mea lipsă de experiență în ale scrisului. Faptul că fiind om de radio, eu am o frază în cap, am un ritm în cap. Și ritmul ăla este de fapt cel care îl face pe cititor să poată să citească cu ușurință. La un moment dat, Florin Iaru ne spunea la un atelier, domne, trebuie să-l faci pe cititor să respire odată cu tine. Deci citești cu voce tare și citind cu voce tare simți și unde e fraza prea lungă, simți, vezi și unde sunt prea multe repetiții sau prea multe explicații. Dar e foarte multă muncă până la urmă, adică nu este o chestie de inspirație sau de talent. Sau eu n-am resimțit-o ca pe o chestie de inspirație sau de talent. Bineînțeles că scritura așa poate să fie și o chestie de talent, adică să fie, nu știu, să vezi anumite imagini. Uite, de exemplu, cum a fost, nu știu, scenele mele de sex. Palea le-am inventat, da, mi-a fost simplu, habar n-am, mai știi, poate mă reprofilez, scriu romane erotice, nu știu. Dar tot cu traume. Deci, cred că asta fac atunci când editez și reeditez. Citesc cu voce tare și știu, nu știu cum să spun, repet, știu când o frază este. Dacă după 4 luni de zile recitind un fragment mă întreb, dar oare la ce îmi folosește fragmentul ăla? Este clar că n-are ce să caute acolo. Apropo de asta, manuscrisul, adică cartea are 200 de pagini, dar trebuie să înțelegeți că în aceștia 4 ani de zile eu am tăiat cam echivalentul a 400 de pagini. Gunoi. Deci pur și simplu. Le-am șters din calculator, nu mai sunt. Deci, eu știu acum ce e în sufletul lor, gen, și nu ți s-a rupt inima, adică ba cum da, 400 de pagini? nu, ți se rupe inima dacă How ștergi did și you? n-ai nimic în loc. Adică dacă ai Da. apucat doar de-ai șters pentru că te-ai enervat și n-ai avut nimic să pui în loc, nu ți se rupe inima. Ți se rupe inima. Dar dacă ai rescris un fragment și lași 3 săptămâni, îl recitești
Pentru că nu te-a pus să ștergi până nu ai varianta finală. Deci, inițial le-am salvat. Doar că am făcut două documente separate sau trei separate. Deci era draft 1, draft 2 și manuscrisul la care lucram în momentul ăla. Și mă mai duceam în spate, că uneori îmi plăcea. Adică, de exemplu, am avut o expresie pe care o voiam musai. Mi-a plăcut foarte tare, mi-a ieșit mie potrivea la aia de cuvinte. Doar că tot fragmentul din jur de 7 rânduri era o prostie, cu excepția acelei sintagme. Și atunci am păstrat sintagma și o foloseam abia Broda după în ce ai jurul avut ei. ce să pui în loc. Am, da, te-a pus și ștergi. Uite, cealaltă întrebare rezultată din ce ai răspuns tu acum. Unul dintre celelalte momente dificile prin care trec oamenii cu care lucrez, eu cel puțin, este antrenamentul ăsta al răbdării, știi? Adică dacă îi spun cuiva și acum lasă textul un pic să se odihnească și ne întoarcem noi la el peste o lună sau peste 3 săptămâni sau whatever, văd groaza din ochii omului, like, oh, cum pot să fac asta? Iar tu vii și zice, dacă am scris acum o frază și o recitesc peste 4 luni, ai zis, te-am auzit, i-am înregistrat, cum faci să ai răbdarea asta să-i dai voie poveștii să se așeze timp de 4 luni sau de 5 luni sau de 4 ani, după caz? Păi vă spun cum, n-am răbdare. Deci dacă am o meteahnă, este că eu sunt foarte nerăbdătoare și impulsivă. Deci nu am răbdare. Și atunci ce fac este că înlocuiesc manuscrisul la care lucrez și de la care trebuie să aștept cu altceva. Concret, las manuscrisul deoparte, mă înscriu la un CVS, la un curs de scriere creativă. Acolo este simplu, îți trebuie feedback, deci dai textul, primești feedback, dai textul, primești feedback. Sau mă bag într-un proiect la serviciu care să mă ocupe, pentru că altfel înnebunesc să aștept, nu pot. Adică e Nici o nu, nici... detașare conștientă și Da, este o antrenată, detașare oriel. conștientă. Și așa, în ăștia 4 ani de zile, n-am avut răbdare. Dovadă că deja că am rugat două prietene să se uite pe manuscris, că l-am trimis odată la editură și că într-un final am intrat cu el la atelierul Simonei Antonescu, cumva împinsă de disperare. Adică eram la modul, nu, după 4 ani de zile, sau aproape 4 ani de zile, eu nu am reușit să fac nimic cu povestea asta, ce, Doamne iartă-mă, fac cu el? Îl șterg, îl mai țin acolo, poate că o să mă străfulgereze la un moment dat o revelație peste niște ani. E foarte greu cu chestia asta, cu răbdarea, pentru că cumva e ca și cum ai avea un copil. Și aștepți ceva de la copilul ăla, adică investești în el, dar undeva aștepți și ceva de la el. Adică îl trimiți la școală, dar l-am dat, vino frate și tu cu un premiu, sau vino și tu cu o notă de 10, sau măcar cu o Arată-mi laudă. cornetul. Da. Arată și mie, Scoate da. cornetul. Dacă nu ești de firea ta un om răbdător, atunci trebuie pur și simplu să-ți păcălești nerăbdarea, făcând alte chestii care să-ți aducă satisfacții rapide. Pentru că Cam trebuie să asta. înțelegi că răbdarea asta e în beneficiu poveștii tale. Nu e doar o frustrare și atât peste care trebuie să treci. Și e un proces care îți pune povestea în lumina cea mai potrivită. Corect? Corect. Îmi place să râd la glumele mele, vorba unui clasic în viață. Înțeleg că faptul că ai mers la cursurile astea de scriere creativă și că ai lucrat cu alți oameni care, mă rog, fac profesia asta, ți-a schimbat cumva stilul de scris sau optica sau perspectiva asupra procesului, te întoarce sau ai regrete acum legate de prima carte? Ți se pare că ai fi putut să faci lucrurile altfel la prima carte? Poate că aș fi putut să scriu un pic mai bine, în sensul în care cred că în prima carte sunt câteva locuri
unde de care aș fi putut, la care aș fi putut să renunț, adică un pic de balast. Și mai cred că atunci când am înregistrat audiobook-ul, pentru că eu l-am citit, atunci am nu știam la momentul acela că e bine să-și citești cartea cu voce tare, nu o dată, ci de 1000 de ori dacă se poate, și atunci am descoperit că aveam într-adevăr vreo câteva locuri unde aveam foarte multe comparații. Acum, eu sunt o persoană care are. Eu nu sunt nu sunt autodidact. Deci eu lucrez, cum să spun, eu știu că mă pricep la bucățica mea. După aia trebuie să vină altcineva care se priceapă la bucățica lui. Deci, într-o lume ideală, într-o țară ideală, eu sunt persoana care ar avea nevoie de un editor și de un agent literar. Știu foarte clar chestia asta. Și de un editor nu care să-mi editeze cartea, ci care să stea și să-mi spună în permanență, Ioana, tu poți. Să susțină proces. Eu la un moment dat am făcut un interviu cu Hervé Le Tellier, ăsta de a scris Anomalia, și care a luat Goncourt. Și am citit și o carte aia, bineînțeles că nu m-am putut abține să-l întreb dacă toate formulele alea matematice sunt pe bune sau s-a bazat pe faptul că jumătate din cititori habar n-au despre Nu o ce să vorbit el verifice. acolo. El e matematician la bază. Și Da, l-am da, da. întrebat la un moment dat, l-am întrebat, zic, dar cum a venit ideea cărții? Nu știu dacă ați citit cartea. Este cu un fel Da, de da, da. practic, niște oameni intră într-un avion să se ducă la, nu mai știu, de la Paris la New York și cumva se dedublează. Și mi-a zis, păi eram într-un avion și m-am gândit cum ar fi dacă ne-am dedubla. Și când am aterizat, mi-am sunat editorul și i-am zis, băi, fii atent ce idee mi-a venit. Și el a zis, excelent, gata, fii atent cum facem. Și fiecare dintre pasageri o să reprezinte o categorie. Și o să avem nevasta care, nu știu cum, homosexual, negru, în fine, nu mai contează. Și zice, În fine, citiți cartea. după aia mi-a trimis contractul și am început lucrul pe text. Și eu îi trimiteam 10 pagini și el mi le trimitea înapoi. Și eu nu înțelegeam, adică, zic, cum adică, ați lucrat împreună? Da, zice, normal, păi, cum să fac Așa altfel? se Zice, păi, face. nu? E, Așa se face, da. eu Da. așa aș avea nevoie. Deci, într-o lume ideală, pentru mine asta ar fi rețeta care m-ar ajuta și pe mine să fiu mai eficientă. Probabil că atunci n-ar mai dura 4 ani, pentru că ar fi altcineva care mi-ar da peste mână, n-ar trebui să stau eu câte 4 luni să-mi dau singură. Și am uitat ce m-ai întrebat. Am întrebat dacă ai face lucrurile altfel, cu primul volum, acum, din perspectiva. Deci, probabil că aș mai scoate din comparații. Și poate că aș mai scoate chiar anumite pasaje. Dar eu nu cred că aș fi reușit să scriu prima carte așa cum am scris-o dacă știam cât de greu se scrie și cât de bine se scrie. Probabil că m-aș fi cenzurat deja cu subiectul. Probabil că mi-aș fi Ok. spus, a, cum să vin cu subiectul ăsta? Cine ar vrea să citească o carte despre o femeie bolnavă? De ce ar vrea oamenii să citească așa? După aia, probabil că mi-aș spune, da, dar pe cine interesează să citească despre tatăl meu până la urmă sau ce conflicte am avut eu cu tatăl meu, chiar dacă în carte nu este, cum să spun, nu e o carte, există un personaj, există o poveste, se întâmplă chestii. Așa că nu-mi pare rău până la urmă că a ieșit așa cum a ieșit, pentru că la a doua carte, acum, aveam în permanență în cap cât de bine scrie nu știu cine sau nu știu cine sau nu știu cine, ca să nu dau nume, și cât de amărâtă sunt eu că eu nu pot. E, asta e o discuție pe care mi-ar plăcea să o continuăm, să știi.
am multe curiozități personale în zona asta, așa că o să te invit personal la altă discuție La o personală. cafea. La o cafea, dacă vrei, ajută pentru pregătire. O să-ți mulțumesc tare mult pentru întâlnirea din seara asta, că și noi ne apropiem de casă și va trebui să întrerup întâlnirea oricum, dar nu termin până nu te întreb care e culoarea ta preferată, Ioana. Care e culoarea mea preferată? Da, pentru că mă uit la eșarfa de la gâtul tău, mă uit la ultima propoziție din cartea ta și mă întreb care e Dacă e culoarea ta albastru? preferată, Ioana? Nu, nu e Dacă e alba, nu e, mov. nu e albastru. Păi nu știu dacă Dacă am e o... mov. Da, nu știu dacă am o culoare preferată, dar într-adevăr îmi place movul. Îmi place movul. Good. Ne-ai făcut o seară mov atunci. Mov cu galben a fost astă Da. seară și a fost foarte mișto. Îmi pare rău că n-au fost fetele mai curioase, dar cred că au fost fascinate de tine așa și te-au lăsat să dai fără să fii Fiindcă nu întrebată, l-a pentru că ai văzut pe fost foarte Totoro, da. generoasă cu noi. Ba da, să știi. Cum? Te urmărim pe Facebook. Da, doarme și nu-mi permit, n-am curaj Nu, să-l nu, 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 trezesc. las așa, că de ce să stricăm ceva ce merge bine? It's fine. Exact. Mulțumesc tare mult, Eu Ioana, vă vă mulțumesc. mulțumesc mult fetelor că ați fost cu noi astă seară și ne auzim pentru că, da, cafeaua aia trebuie băută, mi-am notat întrebările. Avem treabă. Mulțumesc mult de tot și vă doresc, nu știu, sărbători cu liniște, vacanță cu Da, chiar odihnă așa. și să ne revedem cu bine curând Da. și ție spor la ce mai taci acum, nu știu ce urmează să Acum taci în continuare. tac cu totul. Sunt în perioada V-am de pupat. lăuzie, deci Excelent, bucură-te de ea. Hrănește tăcerea asta și fă-o mare și așteptăm următorul copil. mulțumesc mult de Vă tot. pup și vă Mulțumesc foarte mulțumesc mult. tare Mulțumesc mult. frumos. Mulțumim Bine, pa, pa, pa. frumoasă. Seară Seară frumoasă. frumoasă. Pa, pa.